Neuroștiința pe înțelesul tuturor. Un podcast oferit de Institutul BrainMap Neuroscience. Explicații pe scurt despre cum funcționează creierul, ce secrete ne ascunde, cum ne influențează viața de zi cu zi și cum putem obține performanță în toate ariile vieții prin Neurofeedback Plus. Bine v-am regăsit! Sănătatea copiilor noștri este prioritară, indiferent de vârsta pe care o au, de etapa de dezvoltare fizică sau emoțională la care se află, indiferent de toate titlurile de parenting sau de viață sănătoasă pe care le-am citit sau le vom citi de acum înainte. Cred că fiecare dintre noi își dorește să poată să prevină situații neplăcute, să știe oare ce afecțiuni ar putea avea copilul meu, la ce e predispus. Și astăzi o să vedem dacă harta creierului ne poate ajuta să aflăm astfel de detalii. De aceea alături de mine le-am pe Alina Robu și pe Diana Nemeș, care sunt terapeuți neurofeedback și de data asta o să spun bine și cofondatoare ale Institutului BrainMap Neuroscience. Bine ați venit! Te gândești cu groază oare la ce e predispus copilul meu, ce afecțiuni poate avea, putem să aflăm lucrurile astea de la o vârstă fragedă și ne poate ajuta harta creierului să știm lucrurile acestea? Da, ne poate ajuta și decât să așteptăm să treacă timpul, să devenim adulți și să aflăm că avem diverse probleme de sănătate și că momentul în care le descoperim e unul destul de tardiv și apoi să spunem dacă aș fi făcut diferit, dacă mai bine să ne obișnuim și să prețuim profilaxia și în primul și în primul rând să vedem cât mai devreme în ceea ce privește pe copil în primul rând, pentru că vorbim din perspectiva adultului responsabil și preocupat de sănătatea copilului, să vedem cât de devreme se poate, care ar fi predispozițiile copilului de a dezvolta anumite disfuncții, indiferent de ce gen ar fi ele. Harta creierului și brain map-ul acesta pe care îl facem în cadrul institutului ne ajută să identificăm care este statusul copilului în momentul în care el vine pentru a-i face această scanare a creierului. Și cu cât știm mai devreme care sunt predispozițiile sau cu cât identificăm mai din timp problemele deja manifeste clinic, cu atât putem stabili scheme de terapie personalizate, optime, ne putem distribui și investi sănătos resursele, pentru că aici la capitolul resurse vorbesc nu doar de resurse financiare, care desigur că sunt importante, dar vorbim și de resursa timp. De asemenea, ne plângem cu toții că ne scapă timpul printre degete. Cu cât știm lucrurile acestea despre copil mai din vreme, cu atât putem aborda soluții eficiente, astfel încât să găsim în scurt timp calea spre starea de sănătate. Hai să vedem dacă există anumite afecțiuni sau predispoziții la care copiii sunt... Păi, noi acum ideea ar fi așa. Oamenii nu prea vin să facă profilaxie în România, e clar. Oamenii vin când au o problemă de sănătate. Din păcate, nu avem educație în direcția asta. Nu știm să facem asta, nu știm, nu ne ducem nici la stomatolog când ar trebui să facem. Niciun fel de control nu ne facem până când... Și ar trebui cumva să învățăm să facem asta. Pentru creier e foarte important. Practic, dacă creierul funcționează toate celelalte organe. E centru și e baza și dacă acolo toate lucrurile merg în regulă, cu siguranță sănătatea noastră este impecabilă. Scuze-mă că te întrerup, așa cum ne facem sau așa cum ar fi bine să ne facem acele analize de sânge anuale, ar fi bine, așa, uite, să ne vedem și așa cu puțin. Așa ar trebui ca fiecare om să-și facă o scanare a creierului, să vadă în ce, cum stă și cum stau lucrurile pentru fiecare. Dacă vorbim despre ce predispoziții vedem, uite, dau un exemplu de afecțiune gravă și care sperie pe toată lumea, schizofrenia, care apare, poate să apară, adică în statusul pe care îl știm din psihiatrie, iar în niște momente când apare, înaintea instalării există niște episoade psihotice, știm asta din practică, fiecare dintre noi cât a studiat. Are și o marjă de vârstă. Are și o marjă de vârstă, exact. Bun, dar dacă știi asta de când este foarte mic copil,
copilul și știi că există această predispoziție, spre pildă, poți să faci ceva ca să poți îndepărta această predispoziție de la copil, da? Deci asta am dat un exemplu de afecțiune foarte gravă, care poate să determine o schimbare totală de viață a oamenilor, adică a familiei, pentru că dacă un părinte are un copil cu episoade psihotice și care se duce apoi spre schizofrenie, e practic o familie năucită, pentru că nu știu cum să-și mai gestioneze lucrurile. Mi se pare un exemplu foarte, foarte mare pe care l-ai dat, pentru că schizofrenia e o boală foarte grea și care puțin tratabilă, adică nu poți să sperie foarte tare. Și atunci dacă poți să o previi, mi se pare wow. Bun, ce bine ar fi și putem să facem asta, să vezi și dau exemplele astea extreme, tocmai ca să se poată înțelege că evident că dacă putem mult, putem și puțin. Adică să se înțeleagă că cu cât dacă putem să vedem aceste lucruri extreme, evident că celelalte sunt ușor de sesizat și de văzut. Alzheimerul, cum ar fi să poți să vezi că există această predispoziție? Păi putem. Și deci se poate să vedem asta de când copilul este foarte mic. Deci chiar dacă e vorba, chiar dacă e vorba de boli ce au niște praguri de vârstă în ceea ce privește declanșare, adică Alzheimerul de obicei peste vârsta de 40 de ani, în ultima vreme, cam asta este vârsta de debut, a scăzut foarte mult. Deci chiar dacă vorbim de boli și se pot manifesta în perioada adultului, e foarte important faptul că putem identifica această predispoziție încă de la vârsta copilăriei și putem lua măsuri din timp astfel încât acea predispoziție să nu mai ajungă niciodată manifestă clinic. Hai să mai dăm exemplu de alte predispoziții la care se pot gândi părinții vis-a-vis de copiii lor și apoi trecem și la ce putem face. Eu pornisem de la exemplul ăsta că oamenii vin cu întârzieri de limbaj, vin cu tot felul de lucruri, cu ceva care dă indicații de tulburări din spectru autist sau ADHD, vin cu lucruri de-astea practice care li se întâmplă în perioada copilăriei. Dar nu-și imaginează că copilul ăsta o să poată să facă, nu știu, afazie pentru că o să facă un AVC peste 58 de ani. Sau Parkinson. Alte boli neurodegenerative. Și atunci, văzând lucrurile astea din timp și îndepărtând cât mai tare de la copil predispoziția asta, poți să-i dai șansa la o viață în care nu o să se aștepte sau nu o să se întâmple situația asta. Ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că îndepărtez până la urmă o situație de sănătate precară de la și omul poate să-și vadă liniștit de treabă. Și cred că asta, până la urmă, fiecare părinte asta își dorește pentru propriul copil. Să-l știe în siguranță, să-l știe sănătos, să știe că o să se poate descurca și este independent și că atunci când el nu o să mai fie, ăla e un om pe direcția lui și își vede de viață și de treabă într-un mod plăcut și bun și sănătos. Asta sună foarte liniștitor din punctul meu de vedere, sună foarte liniștitor, pentru că noi părinții ne gândim întotdeauna să ne ținem copiii în siguranță și ne gândim să ne facem treaba cât mai bine, atât cât copilul meu e în grija mea. Dar la voi sună mai departe de atât, pentru că, uite, ai grijă de el mai departe decât cât e la tine acasă, sub acoperișul tău. Plus că cât de bine poate să fie să te gândești că, de pildă, poți să vezi de la început dacă are predispoziții spre dependențe și atunci să poți să faci ceva în sensul ăsta și să știi că nu ești în pericolul de a consuma substanțe, oricare ar fi ele, pentru că e o nebunie, e un flagel ce se întâmplă de foarte devreme. Cred că nu există copil, în fiecare seară vorbeam cu niște medici pediatri care fac gărzi prin spitale, nu cred că există seară în care să nu ajungă în urgență unul sau mai mulți copii care sunt au consumat ceva. Și atunci și nu se știe ce, Dumnezeu, că deseori nu se știe. Mă bucur că ai adus subiectul ăsta în discuție, pentru că într-adevăr este un subiect al zilei și pare că este un fenomen în creștere și iarăși pare ce ai spus tu extrem de liniștitor. Știu dacă e copilul meu predispus la chestia asta și pot să iau anumite măsuri. Nu vorbim neapărat de dependență de substanță, că putem vorbi și de dependență de jocuri, putem vorbi de dependență de pornografie, putem vorbi de tot felul de alte dependențe. Dacă are aria aia, dacă eu pot vedea asta, cât de minunat e să știu că pot să fac ceva și să înlătur sau să îndepărtez cât mai tare
situația așa. Și desigur putem vedea dacă există predispoziție și pentru alte lucruri ce se pot manifesta în viitorul mai apropiat, cum ar fi anxietate, depresie majoră, schimbări bruște de dispoziție. Putem vedea predispoziția spre a avea o stimă de sine foarte scăzută, predispoziția spre a fi inadaptat social, predispoziția spre a avea abilități sociale diminuate, empatie scăzută, sensibilitate față de emoțiile celorlalți. Toate lucrurile acestea le putem vedea din timp și pot fi luate măsuri și pot fi făcute antrenamente neurofeedback astfel încât copilul să fie reglat din punct de vedere emoțional. Pentru că foarte des ne vin la cabinet părinți aducând preadolescenți, adolescenți cu care nu reușesc să mai aibă niciun fel de contact, nu comunică absolut deloc cu ei copilul, este total rupt de familia lui. Și părinții sunt de-a dreptul disperați pentru că nu au nicio cale prin care să ajungă la sufletul copilului și să-l determine să vorbească. Și sunt foarte, foarte speriați de ceea ce se întâmplă. Ori lucrurile acestea, știm cu toții, preadolescența, adolescența reprezintă o etapă prin care cu toții am trecut, iar cei care urmează să treacă o vor cunoaște atunci când e cazul. Sunt dezechilibre hormonale. De fapt, nu e vorba de dezechilibre, ci e vorba mai degrabă de tendința și încercarea creierului de a stabili balanța emoțională și reglajul acela hormonal. E ca efectul yo-yo, ești când up, când down, când sus, când jos, în dorința de a găsi o stare de echilibru stabil. Însă urcușurile și coborâșurile acestea pot fi invalidante pentru copil și implicit pentru cei apropiați lui și cei care, și pentru cei care l-au în grijă. Deci toate lucrurile acestea putem să le identificăm din timp, astfel încât copilăria, preadolescența, adolescența să treacă așa cu ușurință și ca și părinți să ne amintim cu bucurie de etapele acestea. Da, și să vină cu blândețe, pentru că dacă vin din timp cu un copil și observ și știu ce trebuie să fac, ceea ce e foarte ok, adică știu cum mă poziționez, știu dacă e de făcut și ceva cu mine, că nu arătăm cu degetul spre copil, că până la urmă el e produsul a ceea ce facem noi, adică nu e ca și cum nu știu ce e cu el, așa mi l-au, că vin foarte mulți părinți care au senzația asta că nu știu de ce ne-a pedepsit Dumnezeu. Chiar serios, nu i-a pedepsit nimeni pentru asta. Pentru că nu înțelege. Exact. Și mai este un aspect demn de luat în considerare. Copilul, înțelegându-și și explicându-i se predispoziția, poate ajunge într-o mai bună zonă de acceptare. Poate deveni cooperant în terapii. Înțelegând se raportează corect. Care e procesul și care este obiectivul. Adică pe măsură ce copilul crește, ideal ar fi ca obiectivul terapiei să fie stabilit împreună cu copilul de către părinții săi, adică să fie o muncă în echipă. Oricum părintele îl duce la terapie, îl ia de acolo. Să existe și emoțional senzația asta de suport, nu doar de taxi. Și m-am fost dus, am fost adus. De conținere, efectiv. Că până la urmă, cât de simplu e, ai un copil care are o tendință sau o predispoziție spre bipolaritate sau border, sau ar exista acolo foarte multă, poate să fie foarte multă patologie. Păi îl vezi că e supraatașat. Trebuie să înțelegi că se întâmplă ceva acolo, îl duci, vezi ce se întâmplă în creierul lui, înțelegi mecanismul, lucrezi diferit și cu tine și cu el și te duci spre sănătate, adică e mult mai la îndemână și mult mai simplu să acționezi. Ne-ați făcut în 15 sau 20 de minute, nici nu știu cât timp a trecut, ne-ați făcut o adevărată lecție de parenting și de autocunoaștere și uite cât este de important să ne cunoaștem pe noi, să ne cunoaștem copiii noștri, nu doar ca să avem o relație foarte bună, asta e ce ne dorim cu toții, dar uite, au vorbit astăzi Alina Robu și Diana Nemeș despre lucruri foarte actuale, cum ar fi dependența, cum ar fi relația dintre părinți și adolescenți, despre posibilele afecțiuni pe care cineva să le aibă în viața de adult sau în viața de senior. Și uite cum o simplă mapare a creierului, să vedem cum funcționează creierul, poate să ne ajute să avem o viață mult mai bună, să avem o viață de fapt. Exact. Ca să aflați mai multe informații, intrați pe site-ul institutulbrainmap.ro și cu siguranță o să găsiți răspunsul la foarte multe alte întrebări. Rămâneți cu bine!
Ai urmărit Neuroștiința pe înțelesul tuturor, un podcast despre sănătate și îmbunătățirea vieții oferit de Institutul BrainMap Neuroscience.